Este ok? Mă auziți? Perfect. Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc Energonomics pentru organizarea acestei prezentări în condiții atât de speciale și din câte știu este al doilea an consecutiv în care se organizează în aceste condiții speciale. Mulțumesc și gazdelor noastre, Automobile Bavaria. Numele meu este Cosmin Vaicovski și reprezint firma LAP în România. De peste 60 de ani, firma LAP oferă soluții de cabluri, conectori, cabluri permufate și accesorii pentru instalații electrice, respectiv instalații de date. Peste câteva zile, mai precis pe 20 martie, vom aniversa 100 de ani de la nașterea fondatorului nostru, Oscar LAP, primul antreprenor care a transformat un produs industrial într-un brand. LAP Mobility este o entitate a grupului nostru, entitate destinată producției, dezvoltării și producției de soluții pentru încălcarea automobilelor electrice și plug-in, divizie care beneficiază de tot suportul logistic al companiei LAP. Proiectul nostru a început în 2009, când am înființat un birou de studiere a posibilităților de producție și a soluțiilor pe care le-am putea prezenta noi pentru încărcarea autovehiculelor electrice. În 2010, acest birou s-a transformat într-o divizie, odată cu începerea dezvoltării și producției efective a soluțiilor de încărcare pentru automobile electrice. 2011, primul autovehicul electric echipat cu produsele noastre a fost Renault Twizy, în acest caz fiind vorba despre un cablu spiralizat, voi intra puțin mai târziu în mai multe detalii. În anul 2012 am început colaborarea cu grupul BMW, un parteneriat solid și de lungă durată care continuă cu succes și astăzi. De altfel, dezvoltarea soluțiilor noastre în colaborare cu producătorii de automobile electrice sau hybrid plug-in este cheia succesului său. Este una dintre cheia succesului nostru și garantează parteneriate îndelungate cu acești producători. Din 2016 am început colaborarea cu grupul Land Rover Jaguar, din 2018 cu grupul Hyundai, iar din februarie anul acesta, Mazda este noul nostru partener sau este un nou partener pentru produsele noastre. Datorită amplorii pieței și a importanței pe care noi o acordăm acestor produse, în anul 2019, divizia de mobilitate a fost scoasă din cadrul grupului, s-a înființat un birou special, o entitate specială, care este deținută 100% de LAP și, cum spuneam, beneficiază de întreaga rețea logistică cu o prezență în peste 80 de țări. Soluțiile pe care le oferim noi sunt atât soluții de încărcare în mod 2, cât și în mod 3. În mod 2 oferim clasicul Wallbox Lite, o stație de încărcare care poate să fie echipată opțional cu un suport de perete. Dar avem și o soluție, o variantă de încărcare cu adaptor de alimentare interschimbabil. În cazul în care dumneavoastră aveți posibilitatea să aveți acces sau aveți acces atât la o priză de 240V, cât și la o priză trifazată de 400V, această stație este soluția, deoarece necesită trecerea de la o priză la cealaltă, necesită doar schimbarea capătului cablului pe care se află ștecherul. O soluție inovatoare o reprezintă Mobility Wallbox Home. Este o stație de încărcare care poate fi folosită acasă. În cazul în care aveți nevoie, în cazul în care doriți să folosiți un singur cablu de încărcare, atât acasă cât și în stațiile de încărcare, această stație oferă această posibilitate, deoarece conectarea la ea se face cu un cablu mod 3. Pentru mod 3 avem 3 soluții propuse, și anume un cablu standard, un cablu spiralizat, o variantă de cablu spiralizat, marele avantaj al acestei variante fiind că odată conectat automobilul cu stația de încărcare, acest cablu nu atinge pământul, stă suspendat în aer. Cred că ne urmăresc parteneri sau ne urmăresc din toată țara, la ora actuală în București este zăpadă, și pot să vă spun că ar fi destul de dificil în aceste momente să avem un cablu care stă în ceea ce este pe jos. E cablu spiralizat, ne oferă această facilitate, el rămâne suspendat în aer, rămâne curat. Și nu în ultimul rând este cablul Helix, cablu de încărcare cu memorie de formă. Odată încărcarea finalizată, sper că se vede, acest cablu își revine automat
la forma lui inițială, se realizează astfel o economie simțitoare de spațiu și în același timp manipularea acestui cablu este foarte, foarte ușoară. Avem două soluții și pentru utilizatorii profesioniști. Este vorba despre gama design, gamă care, la care pot fi colorate diferit sau în aceeași culoare conectorul propriu-zis cu cablu, respectiv linia heavy duty, care este pentru aplicații solicitante, aplicații care necesită manipularea frecventă și solicitantă a cablului, cum ar fi aplicații de car sharing sau chiar stații de încărcare care au deja cablul de încărcare premontat. Câteva dintre clienții și exemplele de utilizare, vă spuneam BMW i3, Renault Twizy, cablurile de încărcare și stațiile de încărcare pentru Cheba, respectiv BMW, cablul de încărcare pentru stația dezvoltată de Schneider Electric, Jaguar, modelul ABT electric de la Volkswagen, Hyundai, cum vă spuneam, de anul acesta, din februarie, Mazda va fi echipată, toate automobilele plug-in, hibrid plug-in produse de Mazda sunt echipate cu cablurile noastre. Noi nu suntem prezenți doar în fața stației de încărcare, suntem prezenți și în spatele stației de încărcare, iar aici referința noastră este proiectul stația Sortimo Innovation Spark. Este cea mai mare stație de încărcare din Europa, o stație care are 144 de puncte de încărcare, din care 24 superchargers, cu o putere totală de încărcare de 420 de kW. Pentru acest proiect, noi am dezvoltat un cablu special de curent continuu, cablu care echipează complet această stație. Suntem prezenți în toate fazele unui produs. Pornim de la cercetare, dezvoltare, avem o echipă de 70 de oameni în Germania care se ocupă de așa ceva. Producție, aceste cabluri ale noastre sunt produse în Germania, respectiv logistică, distribuție. Cum vă spuneam, avem o prezență în peste 80 de țări. Produsele noastre pot fi găsite atât la distribuitorii noștri, cât și pe site-ul nostru, pe e-shop-ul nostru, la adresa shop.lab.ro. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări. Mulțumesc și eu, Cosmin Vașcovski, din partea LAP, pentru aceste detalii. O primă întrebare, mai întâi de toate, din partea mea, înainte de a verifica și dacă avem întrebări din partea celor care ne urmăresc. E o întrebare generală de piață. Cum simțiți evoluția în anii din urmă, așa cum ajunge la LAP? Cerere ne referim la partea de mașini electrice acum? Da. Sau ca un reper al dezvoltării generale a pieței de imobilitate, sunt curios de Dezvoltarea este accelerată. Din acest motiv, datorită amplorii pieței, datorită vitezei de dezvoltare a pieței și a importanței pe care noi o acordăm pieței de electromobilitate, această divizie care noi aveam înainte în cadrul grupului a fost scoasă afară, este o entitate separată, este LAP Mobility și este una dintre liniile noastre de business, linii în care noi punem mari speranțe pentru dezvoltarea pe viitor. Acest lucru se poate vedea și în România, pot să spun, că am observat și în România o creștere destul de accentuată a vânzării de automobile electrice. Sau plug-in electrice, hybrid plug-in, mă scuzați. Dacă acum 3-4 ani, cumva, din când în când mai auzeam, acum cred că în jurul meu, cel puțin o persoană din 3 au un astfel de automobil. O întrebare este cât de des se schimbă, dacă se schimbă un cablu de alimentare pentru o mașină electrică? Depinde de utilizare. În general, cablurile noastre sunt făcute destul de robuste. În mod normal, un cablu ar trebui schimbat undeva la 5 ani de zile, deoarece nu este doar cablu și manipularea, ci vorbim și de componentele interioare care ar putea să prezinte anumite defecte. Noi, oricum, și în acest sens, apropo de mentenanță preventivă, avem câteva proiecte pe care le vom scoate pe piață pe următorii ani și vor fi chiar foarte interesante și va putea exista o anumită predictibilitate a schimbării cablului. În general, însă, în momentul de față, te poți baza pe un cablu pe durată de viață similară cu cea autovehiculului? Nu. Un cablu durează mult mai puțin.
Cam la plus ce... că un cablu, de asta vă spuneam, cam 5 ani de zile. Deci dacă ne facem un calcul, cam 5 ani de zile poate să dureze un cablu. Depinde foarte mult la acest cablu, nu doar de caracteristicile lui, ci depinde de manipularea lui. Acest cablu, de exemplu, sau cablurile spiralizate, cum vă spuneam, nu ating solul, da? Nu ating pardoseala când se încarcă. Și promit o asta rezistență este bine, mai mare. Pentru că altfel, dacă aveți un cablu normal care freacă podeaua, la un dat pot să existe și deteriorări ale mantalei exterioare. Depinde și manipulare, depinde cum ai grijă de cablul respectiv. Dar undeva o durată de viață de 5 ani de zile este fără probleme. În momentul de față avem diverse modele, diverse stații de încărcare. Există o nevoie de standardizare și în ceea ce privește cablurile și conectorii? Sau... Există deja o standardizare, cel puțin partea de conectori. Da? Acest conector este deja standardizat la nivel european. Unde se simte încă nevoia de standardizare este la nivel mondial. Pentru că în Europa cu acest cablu puteți încărca la orice stație. Există deja standardul de ștecher. În schimb, în Statele Unite și în Asia există alte cerințe și alte desene, alte design-uri ale ștecherilor de încărcare. România este parte din contextul european sau mai avem de adaptat? Nu, parte din contextul european. Ok. Astea au fost întrebările pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Aș mai avea doar una în legătură cu... Ați spus că vă așteptați ca evoluția să fie crescătoare, accelerată în perioada următoare. Mai concret, de unde ar veni acesta? Dintr-un volum mai mare de mașini, un număr mai mare de mașini electrice intrate în piață? Da, un număr mai mare de mașini electrice sau plug-in hibride care se vor vinde și automat aceste echipamente, aceste automobile vor fi echipate atât cu stațiile pentru acasă, cu wallbox-urile clasice pentru acasă, cât și cu aceste cabluri, pentru că în general stațiile de încărcare nu furnizează cabluri, doar stațiile supracharge, stațiile de putere mare, ele au cablu deja preinstalat. În schimb și automobilul trebuie să beneficieze pentru că există o priză specială, un ștecher special. În schimb, pentru utilizări normale trebuie și astfel de cablu. Și automat, vânzându-se mai multe automobile, va crește cererea și pentru cablu. De unde vă așteptați să vină cererea asta suplimentară de mașini electrice, de vehicule electrice? În principal din zona publică, din zona comercială, să zicem, spații, mai degrabă, sau cred la că va nivelul fi o chestiune privat, combinată. La persoane fizice? Va fi o chestiune combinată. Cel puțin la nivel de persoane fizice există deja această tendință și mă aștept ca și din zona publică, și din zona publică nu înseamnă companii de stat, ci ne referim acum de zona industrială, da? Companii care să aibă mașini, mă gândesc acum la firme de curierat, la taxiuri, la astfel de automobile. Și eu aveam în minte municipalități, în principal. Exact. Chiar la cei care au flote de vehicule și au distanțe scurte, aceste autovehicule circulă în oraș sau au distanțe scurte de acoperit într-o zi, mă aștept să apară această tendință. Mulțumesc foarte mult, Cosmin Vașcovski, pentru prezentare, pentru prezență. Mult succes și îmi doresc firește ca aceste prognoze să se îndeplinească inclusiv pentru România. Așa să fie. Mulțumesc!